Cascada Cailor este una dintre cele mai frumoase cascade din România, vizitată în fiecare an de mii de turiști. Aceasta este cea mai mare cascadă de pe plaiurile Ioritice și se află la 1300 de metri altitudine, iar căderea de apă este de 90 de metri. Cea mai simplă modalitate de a ajunge la cascadă este cu telescaunul pe care îl poți lua din stațiunea Borșa. Dacă urci cu telescaunul din vârful pârtiei, se coboară spre cascadă pe o potecă aproximativ o jumătate de oră. Numele cascadei se trage de la o legendă a localnicilor care ar fi crescut în această zonă cai. Într-o noapte întunecată, fără vizibilitate și cu o furtună de proporții, un urs a venit să-și aleagă o pradă. Speriați de fugere și de atacul neașteptat al ursului, animalele au luat-o la goană, direct spre prăpastie. Unii dintre ei au scăpat, dar o mulțime de animale au căzut în gol, ursul alegându-se, după spusele localnicilor, cu vreo 15 cai. De atunci, localnicii marcați de eveniment au început să folosească numele de Cascada Cailor. Numai că nu doar cascada a primit acest nume, ci întreaga zonă a primit denumiri legate de acest eveniment. Zănoaga Cailor, amplasată deasupra Cascadei Cailor, Muntele Cailor, Podul Cailor, care se referă la circul glaciar, iar izvorul cu același nume, referindu-se la valea pe care este formată Cascada Cailor. Apa adunată într-un circ glaciar din zona Cascadei Cailor, în partea de nord-est a munților Rodney, se scurge peste un abrupt calcaros numit Podul Cailor, în mai multe trepte, rezultând cea mai mare cascadă din România. Ea se află la altitudinea de 1300 de metri, iar căderea de apă este de 90 de metri. Cea mai ideală perioadă în care puteți vizita cascada este primăvara, deoarece debitul apei crește, iar căderea acesteia devine spectaculoasă. Munții Rodney, unde se află Cascada Cailor, fac parte din grupa nordică a Carpaților Orientali, fiind cei mai înalți și mai greu de străpătut din lanțul Carpaților Orientali. Dacă vremea este frumoasă, merită să zăbovești mai multe minute pentru peisajul mirific care ți se deschide în fața ochilor, acesta fiind un loc ideal de relaxare. Iubitorii muntelui și aventurii pot urca chiar prin canionul Cailor pentru a admira și primele cascade care coboară vertiginos la vale, transformându-se în final în Cascada Cailor, considerată una dintre cele mai frumoase cascade din România. Thank you.
peisajul deosebit de pitoresc încântă privirea și transmite turiștilor o liniște interioară și o evadare din cotidian. Peisajul de poveste și aerul ozonat oferă un spectacol greu de egalat. Tocmai de aceea, majoritatea celor care vizitează Cascada Cailor se întorc și a doua oară.